este de la PNL în ceea ce privește economia și apele române. Dacă Traian Băsescu rămâne la putere, vor continua concedierile. Traian Băsescu a spus, și citez, în următorii 2-3 ani trebuie să ajungem la circa 900.000 de angajați în sectorul public. Cred că este o evaluare corectă dacă avem în vedere că, pe de o parte, încă avem segmente în aparatul bugetar și la nivel local și central, care sunt excesiv încărcate. Am încheiat cealaltă. Dacă Traian Băsescu rămâne la putere, vor reîncepe întăririle de salarii și de pensii. Din nou citez, aș face-o oricând dacă este în interesul țării. Traian Băsescu a anunțat de curând că va continua să închidă spitalele dacă rămâne la putere. Cifra îngrozitoare pe care a anunțat-o este de 100.000 de patru de spitale care vor fi tăiate. Citesc din nou, sunt probleme în sectorul sanitar, dar aici este cu totul altceva, încă avem vreo 100.000 de patru în plus față de ce trebuie să avem. Toate pensiile, inclusiv cele mici, vor fi impozitate dacă Traian Băsescu rămâne la putere. Traian Băsescu a spus, există varianta impozitării pensiilor, mai exact, cota unică introdusă la pensii. Sunt adevărul care trebuie spus. Am uitat citat. Traian Băsescu va stopa returnarea către pensionarea banilor reținuți ilegal la plata ce acestui CSS. Traian Băsescu a spus în mai multe rânduri că nu este de acord cu restituirea acestor bani și a contrazis hotărârea Curții Constituționale în acest domeniu. Citesc din nou, problema apare prin ultimele hotărâri ale Curții Constituționale cu privire la pensii și aici va trebui să găsim o soluție. Ce soluție? Una în contradictoriu cu decizia Curții și cu interesul pensionarilor. Traian Băsescu va desființa județe și va comasa comun. Planul de regionalizare al lui Traian Băsescu este cunoscut și el a spus, sunt foarte multe comune care nu sunt viabile. În această a doua etapă, după o analiză, la nivelul fiecărui județ mare, ar trebui să înceapă un proces de compasare a comunelor pentru a obține unități administrativ teritoriale viabile. Traian Băsescu își va continua planul de desfințare a SMUR pentru a finanța din bani publici firmele private de ambulanță. Episodul este cunoscut, cred că nu este nevoie să insistăm asupra lui. Traian Băsescu va bloca rezilierea contractelor cu Băieții Deștepți din nefericire pentru a proteja interesele apropiaților săi. Gheorghe Ștefan, Mircea Toader, Teodor Sporojan și Elena Udrea, pe cum și domnul Ioan Odean, cunoscutul prieten al tovarășilor Denis și Alex. Traian Băsescu va închide școlile din mediul rural. În timpul mandatului Bibop au fost închise peste 1500 de școli și acest proces va continua dacă Traian Băsescu rămâne la putere. Te pupa, nu în ultimul rând, proiecte precum cel de la Oșia Montanu vor fi demarate fără a se ține cont de opinia publică. Interesul direct al lui Traian Băsescu în acest proiect a fost afirmat deschis de acesta în mai multe ocazii. În sfârșit, cum va face Traian Băsescu toate aceste lucruri? A spus de mai multe ori că va dori să-și construiască o majoritate parlamentară care să susțină un guvern prieten. Un guvern cu Elena Udrea, un guvern cu Adrian Mideanu, un guvern cu domnul Blejnar și cu toți cei pe care îi arătăm cu degetul pentru dezastrul din ultimii ani din România. Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu nu mă îndoiesc de faptul că Traian Băsescu, dacă rămâne la CDR, va dori să aibă un guvern, așa cum s-a obișnuit. Un guvern slugă, un guvern care să îndeplinească toate aceste aderații pe care le-am prezentat. Din fericire, eu însă cred în o prezență mare la vota referendum și cred într-un vot masiv pentru demiterea președintelui. Însă acest vot este necesar pentru a evita toate aceste lucruri. Astăzi a avut loc un incident în legătură cu partea democrației. Imamul PNL de Orșova este acuzat că a aruncat.
plimbat această flacără în Dunăre și ați spus. Momentan, se vorba de afirmațiile doamnei Floricuța Chircu și cam atât. Eu sunt convins că cei de la PDL iau foc. Știm că se apropie referendumul și încearcă tot felul de stratagemă, inclusiv să se plângă de tot felul de lucruri despre care nu, momentan nu sunt în stare să ducă și blocheze, așa că la nivelul declarațiilor politice acest presupus al Dunărei și puțin acolo. Dar cei de la PDL cer camere de supraveghere în secțiile de votare și declarații pe copii răspundere pentru cei care votează pe listele suplimentare. Ce spuneți despre acest lucru? Se poate face sau nu? Despre organizarea referendumului sunt convins că cei de la Ministerul Administrației și Liberilor, pe partea tehnică, Republica Politică, pot oferi toate detaliile privind la corectitudinea acestui proces electoral. Legea electorală nu prevede cea de camere de supraveghere în secțiile de votare, ar putea fi chiar o problemă cu secretul votului, dacă există camere de supraveghere în secția de votare. Însă, ținând cont de faptul că nu există niciun dubiu că va face un proces electoral corect, dacă domnul Păureanu se mai împrumută de la domnul Teanu, de la doamna Udrea, e dispus să replătească, nu cred că e o problemă să le și iată. Această teorie a posibilei fraude de la referendum a început să fie agitată de către cei de la PDL, pentru că este scenariul clasic de a justifica un eșec răspunător. Sunt convins că Ministerul Administrației și Interne, prefecturii, organizațiile parlamentare, dumneavoastră, presa, membrii partidelor politice din secțiile de votare, inclusiv cei de la PDL, sunt cu toții capabili să asigure un proces electoral. Este un lucru.